Bună seara, Daniel. Cum a fost în această seară? Bună seara. Cum să fie? Un meci în care ne-am agățat de orice posibilitate ca să scoatem un rezultat pozitiv. Din păcate n-am reușit. Mergem înainte. Un atac cum a fost? A părut că ați avut mai puține realizări decât în alte partide. Da, o echipă care... în care își face jocul, te irosești foarte mult alergând după ei și automat când ai mingea nu ai aceeași prospețime, aceeași limpezime ca să gândești cum trebuie. Dar simți că lucrurile nu se mai leagă pentru voi? E al șaselea joc consecutiv în care nu câștigați. Da, probabil a fost un declic, să zic așa, am fost deraiați de pe traiectoria pe care intrasem. Suntem prea mici ca să facem față și la lucrurile astea și undeva în subconștientul nostru există o frustrare, știm că am făcut tot ce ține de noi și facem în continuare, dar ce putem face? Cu posibilitățile și cu ce putem și noi să facem, vedem la final ce reușim. Frustrare, dar și resemnare, că nu se poate mai mult? Nu există resemnare, pentru că dacă ne resemnăm, ne ducem să stăm acasă liniștiți, lângă familie și ne vedem de alte treburi. Deci mai visați la play-off? Erați pe loc de play-off la finalul anului. S-a îndepărtat locul de play-off. Pentru noi n-a fost niciodată un obiectiv. Poate a fost așa, cum am zis, o traiectorie frumoasă care puteam să ne ținem de ea și să continuăm pe ea. Dar, cum am zis, am fost de aia acolo și e greu cu posibilitățile la Chindia să poți să revii, să faci față la mai multe aspecte. S-a terminat 1-0 pentru FCSB, dar ați marcat și voi un gol. Golul acela al tău anulat. Spune cum a fost faza. Cum să fie? O centrare foarte bună. Am încercat să joc mingea. Am fost puțin scos de pe traiectoria mingii și am încercat să bag cu o mână. Oricum, destul de vigilență. Arbitrii au văzut de la 30 de metri că am atins mingea cu mâna. Niște auturi pe aici și niște faulturi la 3 metri de ei nu prea l-au văzut, dar e un paradox și ăsta, ce să zic. Dar intenționat? Ai vrut să a fost un gest impulsiv? Nu, intenționat. Mi-am dat seama că m-a scos după traiectorie și am încercat să... Mi-am asumat, niciun fel de problemă. Mi-asum, nu? Nu e niciun fel de problemă, da. Urmează două meciuri cu Craiova. Un campionat, unul cupă pentru voi. Da, într-adevăr, două meciuri importante pentru noi, pentru moralul nostru și încercăm din fiecare meci să scoatem maxim și la meciurile astea cu echipele din plutonul de sus, orice punct contează pentru noi. Dar lupta probabil se va da acolo în play-out. Acolo este lupta care trebuie să o câștigăm. Mulțumesc, Daniel. Mulțumesc, o seară bună.